Uniunea Europeană nu și-a atins obiectivele asumate privind vaccinarea. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor arată că rezultatele campaniei de vaccinare sunt departe de ținta asumată de Comisia Europeană la începutul acestui an. Nivelul vaccinării vârstnicilor, de exemplu, nu este nici măcar la jumătatea pragului sperat. Cum arată mai exact cifrele, ne spune Andreea Dumitrescu. Bun găsit tuturor! Uniunea Europeană își propusese ca în luna martie să reușească să vaccineze 80% din populația vârstnică de peste 80 de ani, precum și 80% din personalul sanitar. Niciuna dintre țările membre nu a reușit să atingă această țintă. Întârzieri au fost provocate de sincopele apărute în livrarea efectivă a dozelor de vaccin de către companiile producătoare, precum și din cauza îngrijorărilor apărute în legătură cu vaccinul AstraZeneca. În prezent, doar 27,1% dintre persoanele vârstnice au fost vaccinate pe teritoriul Uniunii Europene cu ambele doze de vaccin, în timp ce prima doză a fost administrată la 56,7% dintre aceștia. România nu a raportat la nivel european în ce stadiu este imunizarea acestei categorii, însă, potrivit datelor furnizate la nivel național, aproximativ 70% dintre cei peste 2 milioane de oameni vaccinați sunt persoane peste 65 de ani. Este greu de spus însă cât reprezintă această cifră din totalul persoanelor vârstnice din România. În ceea ce îi privește pe cei din domeniul medical, lucrurile au mers ceva mai bine, însă și aici cifrele sunt departe de ținta de 80%. Doar 47% din personalul medical de la nivelul Uniunii Europene a fost vaccinat cu ambele doze, iar 61% dintre ei au primit doar prima doză. România și Ungaria au raportat Uniunii faptul că au reușit să vaccineze aproape tot personalul medical care și-a dorit acest lucru.